Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Agenda încărcată la Biblioteca Rossetti. Exponate unice în țară la Muzeul din Onești. Plantăm fapte bune la Târgu Ocna. Agenda încărcată la Biblioteca Radu Rossetti din municipiul Onești. Se pare că elevii, dar și adulții care obișnuiau să treacă pragul instituției, s-au obișnuit repede cu noua locație, iar evenimentele culturale continuă să rămână la fel de populare. Mai multe detalii în minutele următoare. Am organizat o bibliotecă temporară în cadrul Muzeului Municipal de Istorie. Deja utilizatorii s-au învățat, atât cei mici cât și adulții vin frecvent chiar și în această locație pentru a împrumuta carte. De asemenea, și celelalte secții funcționează, zic eu, la parametrii normali. Este vorba de secția de internet, unde continuă atelierul Code Kids pentru elevi, dar și cursurile de navigator 50+ pentru seniori. Sunt chiar destul de multe persoane care s-au înscris și vor să se inițieze în tainele calculatorului, așa că din acest punct de vedere stăm bine pentru această locație, iar în ceea ce privește evenimentele culturale suntem cel puțin la fel de activi, pentru că iată, tocmai am încheiat pe data de 21 martie, Ziua Internațională a Poeziei, unde am organizat un eveniment inedit la Centrul de Arte de la Borzești, alături de elevii clasei a 4-a de la Școala Gimnazială numărul 1. Am sărbătorit poezia primăvara, iar copiii prezenți, împreună cu bibliotecarii noștri, au creat poezii în stil Dada, așa cum făcea și Tristan Tzara, au decupat cuvinte din ziare, reviste și au extras la întâmplare cuvintele, lipindu-le pe o foaie de hârtie, iar la final, chiar dacă în primă fază poate neînțelese, poeziile s-au bucurat de succes și au devenit, cum să spunem, creații ale copiilor din Onești. Ne pregătim pentru primăvară și avem și la finalul lunii martie evenimente programate în cadrul școlii altfel. Mai multe școli gimnaziale din Onești organizează ateliere în cadrul bibliotecii și la filiala Cosânzeana, dar vor veni număr mare și la proiecțiile de filme de la Cinema Capitol, așa că se anunță o săptămână încărcată pe finalul lunii martie, iar în aprilie o să avem o surpriză pentru oneșteni. Ne-am gândit de Sfintele Sărbătorii Pascale să organizăm, de fapt Primăria Municipiului Onești prin Direcția Cultură, să organizeze un concert de Paște și cred că cea mai potrivită artistă pentru această perioadă este Paula Selling. Are și un repertoriu bogat de pricesne, așa că am invitat-o pe 18 aprilie la Cinema Capitol într-un concert special de Paște. Biletele se vor pune în vânzare de miercuri 29 martie de la ora 13 în cadrul cinematografului. Prețul unuia este de doar 50 de lei, dar cred că se merită acest efort și mai ales în a doua zi de Paște oneștenii să se bucure de un spectacol frumos dedicat lor. Ca și evenimente importante, aș mai aminti pe finalul lunii aprilie, pe 24 aprilie, o nouă piesă de teatru în cadrul stagiunii teatrale, cu o distribuție bogată. E vorba de piesa Old Love cu maestru Cotimanis, Adrian Păduraru, și biletele se vor pune în curând în vânzare, noi vom anunța pe rețelele de socializare și cred că merită văzută și această comedie romantică. Deci, cu alte cuvinte, o agendă frumoasă, o agendă pe care trebuie să ne ținem la curent cu toate noutățile, pentru că dinamica este în continuă mișcare, nu?
Da, pentru că așa cum i-am obișnuit pe cei din Onești, Biblioteca Radu Rosetti este un centru cultural zonal și chiar dacă anul acesta suntem mai restrânși ca spațiu, noi echipa am rămas în continuare la fel de activă și cred că merită să facem eforturi pentru actul cultural care se întâmplă aici în Onești. Numai puțin de finalul lunii aprilie vom redeschide în Parcul Municipal în weekend și proiectul care s-a bucurat de succes anii trecuți, Recitalurile Verii, unde vom invita tot felul de artiști de muzică folk, muzică clasică, muzică rock în weekend în parcul din Onești. Tot mai mulți trec pragul muzeului odată cu primirea în spațiu a Bibliotecii Oneștene datorită lucrărilor ce sunt în plină desfășurare la imobilul din Oitus 13. Poate puțin știu faptul că muzeul din Onești deține exponate unice în țară. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Numărul vizitatorilor a crescut, de fapt este într-o creștere continuă pentru că exponatele prezente în muzeu ne recomandă și există o curiozitate pentru a le vedea și oamenii au tendința și dorința de a cunoaște istoria locală. Vorbeam înainte de a începe acest interviu de faptul că nu poate exista o localitate, un oraș, o comună, fără a ști rădăcinile, nu? De unde vii și încotro mergi? Sigur că da, și doar intrând într-un muzeu și văzând efectiv exponatele și rămășițele trecutului nostru, realizez cât de importantă este de fapt această istorie și cam cât de evoluată era societatea cu mult înainte. Am făcut și noi înainte de acest material o scurtă trecere în revistă și ne-am bucurat de toate frumusețile care sunt aici adăpostite în cadrul muzeului și o să vă rog pe dumneavoastră să faceți o scurtă trecere în revistă. Sigur că da, vizitatorii noștri se pot bucura de exponatele care reprezintă paleoliticul, paleoliticul superior, se continuă apoi prin neolitice, neolitic, epoca bronzului, epoca fierului și se continuă cu epoca migrațiilor și epoca medievală, terminându-se cu perioada primului război mondial. Și lucrurile bune, să zicem, nu se sfârșesc aici pentru că în cadrul muzeului sau exponatele din cadrul muzeului sunt aduse, sunt găsite, descoperite, fie în Onești și o să vă rog să dăm așa că până la urmă știți cum e, nu ne știm trecutul, dar venim la muzeu și la aflăm. Sigur că da, deci aici se pot găsi exponate descoperite pe întreaga Valea Trotușului. Onești, Târgu Ocnat, Târgu Trotuș, Viișoara, Bogdănești și mai ales că în afară de filonul de sare, de exemplu, de la Târgu Ocnat, noi am mai avut un filon de sare de la Bogdănești, care evident în timp s-a epuizat și sarea era folosită foarte mult ca troc. Da, deci iată că avem multe zone în care au fost descoperite aceste exponate. Am văzut și din Gura Văii, din toate zonele adiacente, să zicem, Onești. Sigur, sigur că da, la Gura Văii, la Pătrășcani, Siliște, deci avem locuri bogate în istorie în zona noastră. Am văzut și câteva exponate unice în România și o să vă rog să ne povestiți un pic despre el și o să ne întoarcem și cu imaginile să vadă cei care ne urmăresc. Da, avem câteva exponate. Avem, de exemplu, un vas din ceramica Cucuteni, un rebut din cuptorul olarului și mai avem câteva amforete care sunt folosite în ritualul de adorație. Avem, de exemplu, și câteva idoli zoomorfi, antropomorfi, tot de la Gura Văii, sigur că da. Și, bineînțeles, nu putem uita, iată, expoziția aceasta de etnografie pe care o avem și avem o colecție destul de bogată, la care a contribuit foarte mult și domnul Ghiță Teacă. Deci. Vreau neapărat să facem o invitație pentru cei care ne urmăresc, atât elevii cât și părinți cu copii să vină la muzeu. Da. Să știți că am fost plăcut surprinsă că au venit de multe ori părinți și copii care au spus că le plângeau efectiv copiii pentru că voiau să vină să viziteze muzeul și le spuneau părinților, dar mi-ai promis că mă aduci la muzeu să-l văd, da, și trăgeau de părinți până când îi aduceau la muzeu.
Și ca o surpriză, nici părinții nu văzuseră muzeul până la momentul respectiv. Deci și-au fost plăcut surprinși de ce au găsit aici. Pentru cei care ne urmăresc, de la cât pornește prețul unui bilet pentru un copil și pentru un adult? Deci, pentru grupurile organizate, prețul biletului este de 3 lei, iar pentru persoanele care vin individual, da, prețul este de 5 lei. Și programul, de când până când și în ce orar? 8 până la ora 16, de luni până vineri inclusiv. Nu e nevoie de programare? Nu. Deci doar pentru grupurile organizate, mai ales în perioada programului școală, altfel, da, pentru a nu se suprapune. Muzeul de istorie din Onești a fost înființat în anul 1962. În colecția muzeului sunt exponate de arheologie și istorie locală, unelte din silex și corn de la Târgu Ocna, materiale arheologice descoperite la Borzeș, Căbești, Gutinaș, Guravăi, Bogdănești, Vișoara, vestigii medievale la Târgu Trotuș, colecții numismatice, colecție de obiecte eneolitice aparținând culturii cucuteni și multe altele. O amplă campanie de plantare a fost demarată în Târgu Ocna, în imediata vecinătate a lacului fără fund. Este vorba de asociația EcoAssist. Prin campania Plantăm Fapte Bune, în parteneriat cu primăria orașului Stațiune Târgu Ocna, au început acțiunea de plantare a câteva mii de puieți, specii diferite, chiar în parcul Măgura. Alături de echipa din primăria orașului Târgu Ocna au fost prefectul județului Bacău, Lucian Bogdănel, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, avocatul onești Angelu Panfil, dar și reprezentanții unor instituții locale. Este vorba de Vasile Scutaru, directorul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciar Târgu Ocna. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Domnule prefect, astăzi la munca de jos? Nu de jos, ci la munca pentru pădurea de mâine, pentru o pădure urbană pe care domnul primar Cristi Ciubotaru la Târgu Ocna, alături de o inimoasă asociație de mediu, o realizează în acest parc din localitatea domniei sale. Deci, practic, o moștenire lăsată generației tinere de a avea grijă de ea. Probabil va fi pădure mai târziu. Eu așa sper că va fi pădure mai târziu, că autoritățile locale vor îngriji această pădure urbană pe care noi o plantăm astăzi și cred că, prin exemplul nostru, putem mobiliza și alți doritori să contribuie la renașterea mediului înconjurător și a pădurii. Ce ați plantat aici exact? Ce specie? Gurun. Bun. Un îndemn pentru cei care ne urmăresc să planteze, că e primăvară și se prinde. Că e primăvară și având în vedere că la 21 martie a fost Ziua Mondială Internațională a Pădurilor, să păstreze plămânul verde al naturii, pentru că înseamnă aer, ozon și dreptul nostru la viitor și la un aer curat. Astăzi văd că o parte din primărie s-a mobilizat, aveți mulți voluntari, dar și angajați ai cuptului la munca de jos, aș zice, nu? Nu suntem la munca de jos, este o zi cu soare, o zi frumoasă în Târgu Ocna, când alături de asociația Plantăm Fapte Bune în România, construim pentru prima oară în Târgu Ocna o pădure urbană. Suntem în Parcul Măgura, într-o zonă liberă, pe care dorim să o nobilăm cu multe specii, acesta este un gorun, și vrem ca colegii noștri, alături de inimoși tineri din oraș, să lăsăm aici o urmă pentru generațiile care vor urma. Pentru că problematica mediului, cred eu că trebuie să devină un obiectiv a tuturor. Parcul Măgura e unul din cel mai verde, dacă pot să zic așa, zone, cel mai verde spațiu al orașului Stațiune și cu siguranță va fi și mai verde și prin această pădure. Cu siguranță va fi, pentru că aici suntem într-un areal de aproximativ 10 hectare în Parcul Măgura, un parc cu o vechime, cu o istorie interesantă, cu arbori care au fost plantați în perioada antebelică și interbelică, dar iată că ei au ajuns la maturitate, cei mai mulți au fost castani și așa cum știm cu toții că în România și nu numai România, în Europa, castanul are o problemă de mediu, venim cu alte specii și creăm această pădure urbană, pentru că atunci când vor trebui înlocuiți acești castani, să avem deja o nouă vegetație. Suntem și în preajma unui lac, lacul din Târgu Ocna, groapa Burlacul, cum avem noi denumit. Lacul fără fund? În unele materiale de promovare, dar el este un lac cu apă sărată pe care noi încercăm împreună cu cei de la Salina să-l punem în valoare și cred eu că într-un viitor aici va deveni un obiectiv interesant. Astăzi văd că sunteți la munca de jos, funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean, v-ați creat o breșă în agenda și sunteți pe teren la Târgu Ocna. Sub nicio formă nu poate fi numită plantarea unei păduri urbane munca de jos, este o acțiune nobilă. Am venit cu bucurie la invitația primarului Cristi Ciubotaru. El nu este la prima
acțiune de acest fel, dar dumneavoastră știți că eu particip de regulă la acțiuni de ecologizare, de împădurire. Este foarte bine că se întâmplă așa și sugerez și celorlalte autorități locale din județ să procedeze la fel. Ne-am întâlnit și anul trecut la Onești, în parcul din Onești. Iată că acum continuați buna tradiție și vă mențineți așa pe zona asta a văii trotușului. Trebuie să dăm un exemplu. Așa cum am spus și atunci, vă repet, trebuie să dăm un exemplu pentru generațiile care urmează. De aici ne vom trage oxigenul în următorii ani și trebuie să avem grijă de pădurea urbană și nu numai pădurea urbană, de pădurile în general. Plantăm fapte bune astăzi. Sărăt bună, da! Aici, la dumneavoastră, Târgu Ocna. O campanie interesantă. Cine a inițiat-o? Cum de v-a venit ideea? De ce ați ajuns la Târgu Ocna? Sau cum de-ați ajuns și la Târgu Ocna? Am început din 2011 să plantăm prin toată țara, iar la Târgu Ocna am ajuns din puțin în puțin. Am mers către București cu pași mici și am ajuns întâi în zona Bacăului cu plantații forestiere și acum am ajuns și în oraș din primăvara aceasta și încercăm să aducem poeți forestieri și în zonele urbane. Ce va fi plantat aici și cam care ar fi numărul lor general, așa, pentru că specii diverse? Da, e un amestec de specii, sunt 4500 de puieți pe 1500 de metri pătrați din mai multe specii. Stejar, gorun, frasin, paltin, sânger, vișin, cireș, lemn chinesc. Deci ați încercat să acoperiți așa ca în ce găsim în păduri, regăsim și aici. Da, un amestec de factori. Ce găsim în pepiniere, ce se pătrează solului, ce mai rezistă climei și abia așteptăm să-i urmărim să vedem cum evoluează. Pronostic dacă e? Cam cum credeți că va fi aici? Că zona e destul de va fi destul de ok. Da? Nu credem că se vor busca dintre ei. Vom vedea în ce măsură interacționează unii cu alții și eventual dacă se ajută, dacă se resping. Dacă unii crezi mai repede decât alții. Deci un proiect pilot? Nu. Nu e un. Nu. Am înțeles. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc să planteze? Sigur că da. Sigur, sigur. Să planteze ori de câte ori pot. Și vor. Câțiva zeci de butași de trandafiri au fost plantați în parcul trandafirilor din orașul stațiune Târgu Ocna. Este vorba de cei care erau chiar în fața sediului administrativ. De altfel, parcul trandafirilor din Târgu Ocna este situat la intersecția străzilor Carol I cu Ieremia Grigorescu și Alexandru cel Bun, iar primele documente care atestă existența acestuia datează din 1949. Acesta era renumit pentru frumusețea sa de odinioară, iar actuala conducere a urbei intenționează să readucă parcul la farmecul de altă. De altfel, în piața primăriei urmează a fi implementat un amplu proiect. Este vorba de valorificarea turistică și modernizarea infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna, în care e inclusă și refacerea piațetei Costache Negri prin realizarea de lucrări precum amenajarea de spații verzi și betonate, amenajarea unei zone destinate defilărilor și prezentărilor, dotarea cu mobilier urban modern precum pergole, bănci și module din lemn, coșuri de gunoi și stâlpi de iluminat care să se încadreze în arhitectura specifică zonei, dotarea pieței cu sisteme Wi-Fi, realizarea unui sistem de irigații modern pentru suprafețele verzi amenajate, precum și a unui sistem de preluare a apelor pluviale de pe întreaga suprafață a piațetei, refacerea sistemului de iluminat prin realizarea unui sistem de alimentare cu energie electrică subteran. Lucrările premergătoare implementării proiectului cuprind analiza și soluțiile identificate prin relocarea arborilor, arbuștilor, a trandafirilor și a plantelor din specia iuca existente în zona verde din fața clădirii primăriei orașului Târgu Ocna, care trebuie eliberată. Trandafirii și plantele din specia iuca vor fi încadrate în arhitectura peisagistică a parcului trandafirilor, iar liliecii și brazii mici vor fi mutați în parcul Măgura. Se arată într-o informare publică a primăriei orașului Târgu Ocna. Fetiță de 8 ani găsită în 30 de minute de la sesizarea dispariției la 7 km de casă, timp record de găsire a fetiței. Minora dispărută de la domiciliu a fost depistată în primele 30 de minute de la sesizare. O minoră de 8 ani din comuna Răcăciun, care a plecat de acasă în cursul zilei de 22 martie, a fost găsită de echipele de căutare în primele 30 de minute de la sesizare. La data de 22 martie, în jurul orei 19:10, un apel la 112 anunța dispariția unei minore de 8 ani din comuna Răcăciuni. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Bacău și ai comunelor arondate s-au mobilizat rapid, astfel că în 20 de minute de la sesizare, peste 40 de polițiști erau prezenți la locul de întâlnire pentru formarea echipelor de căutare și desfășurarea tuturor activităților specifice în astfel de cazuri. După alte 10 minute, în urma activităților investigative efectuate de către echipele de căutare, a fost depistată minora la aproximativ 7 km de casă. Din primele verificări, în perioada
plecării de la domiciliu, minora nu a fost victima unei infracțiuni. Aceasta a fost condusă la sediul poliției, unde a fost consiliată de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, ulterior fiind încredințată familiei. Pentru a nu fi implicați în evenimente negative, polițiștii le recomandă copiilor ca înainte de a pleca de acasă să ceară voie părinților sau bunicilor, spunându-le unde merg, cu cine merg, cum ajung acolo, dar și când se vor întoarce. În această dimineață, un bărbat de 65 de ani a fost găsit de jandarmii care efectuau controlul de securitate de la intrarea în judecătoria Bucuș cu un cuțit de dimensiuni generoase asupra sa. În momentul solicitării accesului în instituție, jandarmii l-au întrebat dacă are asupra sa obiecte interzise, iar după primirea răspunsului negativ, au procedat la controlul corporal. Numică le-a fost mirarea să descopere că acesta avea asupra sa un cuțit de tip briceag de 25 de centimetri într-un buzunar de la geacă. Întrebat ce intenționa să facă cu arma albă în sediul instanței, bărbatul a precizat că îl folosește pentru uz personal atunci când merge la pădure și a uitat cuțitul în buzunar. În acest caz a fost întocmit actul de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, iar cuțitul a fost ridicat în vederea confiscării. Cetățenii pot solicita sprijinul forțelor de ordine ori de câte ori este nevoie, fie prin adresare directă, fie prin apelarea numărului unic de urgență 112. Ședință Bilanț Cultul Eroilor la Mănăstirea Cașin. Duminică 19 martie, în comuna Mănăstirea Cașin, a avut loc bilanțul activităților sub filialei Cultul Eroilor. De altfel, filiala din comuna Mănăstirea Cașin este unică în județul Bacău, prin faptul că aceasta are înscriși doi generali, din care unul de 4 stele. Este vorba de conferențiar universitar dr. Vasile Jenica Apostol și profesor universitar dr. General de brigadă Adrian Stroia. La eveniment a fost prezentă echipa din conducerea filialei județene Cultul Eroilor. Este vorba de Dănuț Voicu, președinte, colonel inginer Nicu Pavel, Cristinel Aioanei, vicepreședinte, jurnalistul Petre Done, secretar. De remarcat este faptul că la activitate au fost invitați și au răspuns prezent președinții subfilialelor din județ. Este vorba de Onești, preot Ionel Piștea și dofteana Vasile Boboc. Invitați de onoare au fost primarul comunei Mănăstirea Cașin, Adriana Enache, dar și viceprimarul comunei Mănăstirea Cașin, Gelu Nicolae Zgăvârdici. În deschidere a fost intonat imnul României, dar și imnul eroilor. Mai multe detalii în minutele următoare. Membrii 25 martie, membrii Consiliului Director, să fiți prezenți la ora 11 la Bacău. Iar pe data de 27, când se sărbătorește în tot românismul, unirea Basarabiei cu România, la Centrul de Cultură și Arte George Apostol, sărbătorim acest eveniment la ora 17. Sunt invitați toți cei care au afinități sau dragoste despre aceste evenimente. Vom avea invitați academicieni din Republica Moldova, de la Garnizoana Bacău, câteva intervenții și sperăm să fie un eveniment de început în primul trimestru al anului 2023. Și o ultimă rugăminte și precizare, cărțile de aur care s-au editat sau muncit, este o muncă titanică dumneavoastră la Mănăstirea Cașin, numai dacă amintești cimitirul internațional al eroilor, construit de Societatea Cultului Eroilor în 1932, în care sunt precizați că odihnesc 18.365 de soldați care au fie în mormente individuale, fie în osoare. Dumnezeu știe ce o fi fost acolo într-un perimetru așa de mic. Mai știu de la dumneavoastră că veți întreprinde tot ce trebuie pentru recunoașterea cimitirului la nivel în domeniul monumentelor istorice. Și așa mai departe. Este de treabă în zonă. Bine că s-a constituit această subfilială, că aveți ce face. Vă doresc succes, un an frumos și să ne vedem totdeauna în pace. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Sâmbătă, de 25 martie, cerul va fi parțial înnorat. În partea a doua zilei iese soarele. Mercurul în termometre urcă până la valori de 21 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 9 grade Celsius. Duminică, 26 martie, cerul va fi parțial înnorat. Sunt posibile să apară averse de ploaie. Mercurul în termometre ajunge până la valori de 17 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 5 grade Celsius. Luni, 27 martie, cerul va fi parțial înnorat. Sunt posibile să apară averse de ploaie. Mercurul în termometre urcă până la valori de 15 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 4 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.